Băi, nu ne mai mirăm de problemele tehnice, că e și vineri, și 13. Bună dimineața și bine v-am găsit la cafeaua de după. Sunteți aici? Sunteți aici? Că unde să mergeți? E cald afară, plouă, așa. Mă, cum dracu să fie asta? În luna lui ianuarie, la început după bobotează, să te anunțe cod portocaliu de precipitații pe bază de ploaie. Se poate așa ceva? Ba mai vine și Krakenul. Krakenul. Să joacă copiii mei cu Krakenul, cu caracatița aia. Acum Krakenul e cea mai ultima tulpină de virus. A? Sunteți cu Florona. Nu tu și spre monitor. Florona, mă. Îți dai seama ce înseamnă să ai Florona? Adică să fii și gripat și să ai și COVID în același timp. Ca și când ai diaree și vomit. Dă-le încolo, mă. Nu se poate așa ceva. A început și anul școlar. Anul școlar e fragmentat acum, pe cuvântul meu. Acum începe, acum se gata, vacanță, an școlar, vacanță, școală, vacanță, școală. Ca autostrăzile din România, nimic nu putem face cu un capăt. Să ieșim cumva la liman, fără cafelele voastre, nu știu zău. Mulțumesc Daniel, mulțumesc Ionuț și mulțumesc Romeo. Voi ați donat cafele pe buymeacoffee.com/nicubendea. Romeo din Italia. Bă, du-te în Verona, sper să o găsești acolo pe Julieta, că știa el Shakespeare ce știa. Cine poate, poate, cine nu poate, nu poate. Zice că Liga 1, Liga 1 de fotbal a României, e dusă în Turcia. Toți s-au dus în Turcia ca să-și facă ce? Antrenamente, ca să înceapă sezonul nou. Să stea acolo în Turcia, că oricum se pricep la rahat. A fost râsul Vlad după atâta timp, săracu. Vă rog frumos să vă rugați pentru umărul lui drept. Are probleme cu umărul, nu mai poate ridica nicio greutate. Să ne rugăm pentru umărul lui. Dar nu, acum că acum e cafeaua, e vineri 13, tătie merg prost, tătie septat. Cristiano Ronaldo, semnau, contractau, 500 de milionau, pe 2 ani jumătau. Și prostul de el, în loc să zică că bine v-am găsit în Arabia Saudită, au zis, zice, mă simt bine în Africa de Sud. Cât de, da, cât de Messi să fii, mă? Hei, cine are bani, are bani. Uitați-vă că am fost ieri la piață cu o plăsuță, nu cu plasă. Ce înseamnă plăsuță? De aia de leu, nu cu rafie. 200 de lei, cam 3 sferturi am umplut-o. Un leu, 50 ou. Rareș Bogdan, ce care găini. Rareș Bogdan pleacă la Bruxelles, le verifică să vadă la care vine ou. Eu îl fac direct pe Batistuță. Ou stâng. Un leu 50, un nou extraordinar. Tătie s-o scumpit, tătie... Nu vedeți, frații, Tristan Tate. Că acum așa se salută, Tristan și Andrew Tate, așa se salută românii. Sănătate. Sănătate. Aia erau așa de bogați, cum ar zice Țiria, că și-au făcut o maimuță, un cimpanzeu din bagnote de 100 de dolari. Nuțul Cămătaru avea câini vii, lei vii, cai vii, ăștia și-au făcut o maimuță din dolari. Asta e. Am auzit și un banc bun la început de an, ci că soțul pleacă pe 31 să ducă gunoiul și se întoarce pe 2. Și îl întreabă nevastă sa, nenorocitule, unde ai lipsit până acum? M-am ascuns de petarde. Apropo de petarde, Bianca Drăgușanu, Bianca Drăgușanu și-a propus în anul 2023 să aibă sănătate, împliniri și să facă bani mulți. Citez, mulți rău. Să facă Bianca Drăgușanu mulți rău. Ce înseamnă asta? S-au desfăcut picioarele, aleluia, asta e. Cine ce poate, eu deja le desfac, că ce să se vadă urma lui Moș Martin. Florin Piersic, maestru Florin Piersic, a fost furat în 2008 de niște hoți, la cabana lui de la Muntele Rece, nu spunem unde, dar cum urci pe stânga. Ce i-or furat de acolo la maestru? 4 pistoale din seria Mărgelatul și 20 de litri de tărie. Și maestru Piersic, în anul de grație 2022, pe final, i-o ierta pe toți hoții. Eu cred că decât să-i bage pe ăștia la temniță, era pedeapsă mai rea să-l asculte pe maestru spunând aceleași povești timp de 10 ore pe zi. Acum îți dai seama așa. E ca picătura chinezească. Picătura piersicească. Și... asta, chestia asta, că i-or fura vinuri de colecție, pălincă și whisky, 20 de litri. Dacă era maestru Dinică, nu cred că ierta. Dar maestru Piersic nu bea. El numai povestește, să fiți buni. Rezoluția lui 2023, să fim mai buni, nu numai de Crăciun. Sănătate și buymeacoffee.com/nicubendea. Mai scriu ăștia, milogul de Bendea.
Păi de unde să beau cafea? Decât din dragostea voastră.